Ia să-l vedem acum pe Rondon, fază periculoasă și gol! CFR-ul deschide scorul în minutul 5 al partidei de la Voluntari. Șușici apare în careul advers și campioana își impune punctul de vedere încă din startul jocului. Îl avem în imagine pe Mateo Șușici, cel care este felicitat de colegii săi. Revedem faza care a dus la deschiderea scorului. O minge pentru Rondon. Colaborarea dintre Rondon și Mateo Șușici este perfectă și Mateo Șușici deschide scorul încă din minutul 5 al partidei. Apariție surprinzătoare a fundașului dreapta de la CFR. Dar iată cât de bine se descurcă și în rolul de finalizator. Rondon este omul cu asistul, iar Mateo